Apa face mai mult decât să vă stingă setea. Apa este esențială pentru sănătate. Putem trăi fără alimente o lună, însă doar o săptămână fără apă. 60% din corpul nostru este formată din apă, aceasta fiind vitală pentru multe din funcțiile organismului. În fiecare zi pierdem apă prin respirație, transpirație, urină și mișcări ale intestinului, de aceea este important să bem apă pe întreg parcursul zilei. Pentru activitățile de rutină din timpul zilei, într-o climă temperată ca în România, dacă beți suficient astfel încât să nu aveți senzația de sete și să produceți urină deschisă la culoare galben pai, atunci cantitatea de lichide pe care o consumați este probabil adecvată. Institutul American de Nutriție recomandă un consum de lichide de aproximativ 3 litri pentru bărbați, respectiv 2,2 litri pentru femei. Apa reprezintă în jur de 70% din corpul uman, așa că este necesar să te hidratezi corespunzător, astfel încât să fii în formă, să ai energie și să te asiguri că organismul tău funcționează așa cum trebuie. Iată principalele beneficii ale apei asupra corpului tău. Consumul de apă plată ajută la dezvoltarea sistemului imunitar, ceea ce se poate dovedi extrem de important în orice sezon, imunitatea crescută însemnând că nu te vei mai putea îmbolnăvi atât de ușor. Deși vara pierzi cel mai ușor apa din organism, este important să te hidratezi indiferent de anotimp. De asemenea, apa te poate ajuta să previi accidentele vasculare cerebrale, prevenind obstrucția arterelor. Lichidele influențează procesul digestiv, astfel încât organismul tău să poată elimina mai repede substanțele dăunătoare. Pielea și părul tău beneficiază și ele de o îngrijire corespunzătoare atunci când te hidratezi. Asigură-te că bei zilnic destulă apă și vei observa că vei arăta de milioane și te vei simți în formă maximă.